Schizo Skills este omul care ne-a făcut o surpriză și a luat familia și a adus-o aici ca să stăm de povești. Așadar, suntem în gașcă mare, Schizo Skills, Dea și Sami Sami! Hei, Sami Sami! Bună! Bună! Mamă, ce cool e, bă, băiatule, cum e îmbrăcată! Bună! Salut. Salut! Bine te-am găsit! Bă, băiatule, bă, ce ai la gât? Vreau numai aur! Deci numai aur, ce ochelarii sunt de aur! Totul e de aur! Nu mai vreau medalii! Bun! Ți-am adus ceva special de, la, de pe shop-ul meu. Da? Știi că noi ne-am întâlnit prima dată... Cred că acum vreo 7 ani. Acum vreo 13 ani. Vreo 13 ani. Da, am venit cu umbrutele leu. Da, am venit cu umbrutele leu. Da. Și am fost prima dată în emisiunea ta de atunci, de la vremea aia. La Tonomatul de pe 2. La Tonomat, așa. Și acum sunt prima dată cu familia, tot la tine. Mă, ne leagă ceva, eu zic că e o energie undeva. Exact. Și am venit cu teleleu și s-am adus o bluză cu teleleu care le-am eu pe shop. Astea pe spate, pe stilul cu chilu.ro, găsiți toate astea, e merchandising de artist. Și probabil că la cum văd, eu cred că e de la Andra. Da. Ai și XL pe la tine, da, nu pe m-am gândit. Site? Nu m-am gândit, dar da, e ok. Tinzi așa pe tine. Umblu teleleu, să știi că piesa ta se potrivește foarte bine pentru Bogdan, omul care a văzut 55 de țări în 5 ani cu autostopul. Wow. Dau, trebuie să-i dăm și lui de jur, trebuie să-i dai hanorac de ăsta. A fost în emisiune? Da, a fost mai devreme și vine și... Am înțeles. Luați un loc aici. Vă rog frumos, luați un loc. Mamă, nu-mi vine să cred. Sami, tati, mami. Cât a crescut Sami? Cât are Sami acum? 3 ani și o piruetă. 3 ani și o piruetă și am impresia că seamănă foarte tare cu mama. Dacă mă vedeai pe mine, eram blond cu ochii albaștri. Da, erai blond cu ochii albaștri, dar nu cred că erai atât de înalt la vârsta ei. Posibil, da. Uite, de asta a venit Dea în schema asta. Da? Ca să... deci de la Dea a luat înălțimea? Și de la mine a luat nimic. Și de la tine a luat nimic. Nu, cu siguranță a luat și talentul de la tine. Și spui că când erai mic, semănai foarte tare. E cap tăiat. E cap da, tăiat, da, nu? Da, da, da. Nu, mai mic. Nu știu cum eram blond cu ochii albaștri, pentru că și mama și tata erau brunăți și cu ochii căprui și eu eram blond cu ochii albaștri. Da, tu, la 8 ani... Au crezut că m-au greșit. La 8 ani și mi-aduc aminte că am prins o perioadă în care am fost foarte mult prin țară, prin turnee. Eu prezentam, tu cântai și aveai un moment cu Michael Jackson, pentru că tu la 8 ani ai început să asculti Michael Jackson. Exact. Când a apărut Michael, pentru mine, în viața mea, a fost un turneu Bad și cu făcea el o reclamă atunci foarte șmecheră și mi-a cam schimbat viața și cumva eu sunt aici din cauza lui. Deși eu fac hip-hop, de fapt totul trece prin mine, prin Michael. Totul este o sită pentru mine și acum e tatuat pe mine. Adică omul pentru mine a fost un exemplu, pentru că eu n-am avut cum ar veni aproape un tată. Pentru mine el a fost, știi? Ce frumos, dar... Și pentru mine Michael este... Mai ales că ai și câștigat foarte multe competiții. Am câștigat biletul din 92, am fost la concert la Michael în 92 și am fost și în 96, dar biletul din 92 l-am câștigat la concurs Michael Jackson. Ma? Adică eu limitam și am câștigat, aveam și 12 ani, să-i că îmi stătea într-un fel. Acum când dansez, nu mai îmi stă, dar nu așa ca atunci. Atunci eram simpatic, acum sunt unul cu burtă, cu barbă, care dansează ca Michael. Nu chiar cu burtă, dar cu barbă. Da, Sami, cum e? Sami e pasionat de muzică? Păi, dar cred că știe mai multă muzică decât mulți, pentru că eu ascult foarte multă muzică și ar cunoaște, adică deja știe pe Michael în toate variantele. Dacă îl pun pe Michael mic la 5 ani, zice, a, Michael mic, fără să-l vadă. Dacă îl pun pe Michael în 80 aici, sau în 90 sau aici, acum, recunoaște toate frecvențele de voce pe care le-a schimbat Michael, știi? Adică unde vrei tu, Sami, poți să mă zgălești? Da, ea că... e fană Bruno Mars. E adică fană Bruno Mars? Da, Michael e influențată de mine și sunt conștient de asta și, na. Dar cumva o las pe ea să aleagă ce îi place. Dar na, eu îi dau o paletă largă. Vedem, ca să zic începe așa. Să se formeze exact. La tine, la tine Dea, ce fană ești? Ia are microfonul ei. Scuze-mă. Eu am unul aproape de inimă. Nici nu știu acum mai lua repede. Ce fan? Eu mie îmi place Breezy. Mie îi place Breezy, pentru voi înseamnă Chris Brown. Brown, ea la lintă are un nume pentru el, Breezy. Da, bine, e o relație. E bine că totuși n-ai tu nimic împotriva la chestia asta și ești ok. Pentru că e departe băiatul ăla. Sincer, sincer, și mie îmi place de el mult. Așa un pic, deci vreau să le spunem celor de acasă că Dea totuși este o inițiatoare a vlogging-ului în România. Că a fost printre primele care au făcut vlog în România. Da? Da. În 2009 ai început Dea, nu? Da. La primele vloguri, ce părere ai? Cum s-a schimbat toată povestea asta pe online? E cringy, nu poți să mă uit, îți dai seama că sunt așa, gen, nu vreau să mai văd, e puțin penibil, dar asta se făcea pe vremea aia. Eu n-aș putea să zic asta despre muzica mea.
Vezi? Diferența primul tău dintre video noi. A fost în camera de, de da, Cămin la de facultate. Cămin. Și tăiam tricouri și le modificam pentru că, da, e foarte tare că ceea ce făceam atunci fac și acum cumva. E același lucru. Schimb totul prin casă, din ceea ce am fac să fie foarte fresh și actual în momentul de față. Deci mereu trebuie să reactualizez. Vreau să vă zic ceva despre ea. Ea este bărbatul în casă fără nicio categorie. Deci ea este șefa, deci bărbatul în casă. Nu la modul ăla tradițional, dacă vrei. Adică ea mută prin casă mobilă. Bine, mă pune bine să fac chestia asta așa. Dar schimbă, montează veioza aia, lampa de sus. Cu aia cu curent, schimbă ea, oprește curentul, schimbă, a făcut bucătăria singură, a montat-o singură, înțelegi? Bucătăria? Da, eu n-ar trebui să vin decât când e vorba de forță. Ce se întâmplă, spuneți, de acasă, în concerte, în turneu, și să vin să fie schimbat tot. Ți se întâmplă, nu? Da. Da, și mie îmi place că e ca și cum aș sta într-o casă nouă de fiecare dată. Acum a făcut dormitorul negru, dacă vrei să... Un fel de green keys. Dar trebuie, uite, trebuie să vin o dată cu chestia asta. Ar fi foarte tare. Ți-ți place designul interior? Da, maxim, maxim. Acum pe asta vreau să mă axez cel mai mult, că e fascinant. Mi se deci pare a tapițat o canapea. Da. Mie îmi stă, nu știu, mă surprinde, adică face niște chestii din astea, e un fel de sculer matrițer, nu știu ce să zic. Sculer matrițer. Da, nu știu ce, și e ceva. Ai făcut dormitorul gri? Da, l-am vopsit, și inclusiv că nu am tavanul. Deloc. Și tavanul, deci totul e gri? Eu, da. Și nu e întunecat așa, nu te apasă? E foarte tare. Nu că e foarte mult verde, plante, tablouri. E foarte junglă, exact să dormi. E ca într-o e ca și cum ai dormi cu Mowgli în aceeași cameră. Bine, hai. Da. Camera de ex. Avantajul tău e că nu are de, eu știu, vreo pasiune pentru roz sau pentru cine știe ce culoare. Am eu. Că te-ai trezit într-o cameră toată roz. Dar nu roz. O facem pe alu Sam, dar mie eu sunt cu roz, n-am o problemă. Și mie, și eu sunt cu roz. Eu port roz, dar mea. Nu mă port roz, știi, e o vorbă. Faci, mă. Dar să nu faceți un referendum. Bun, astăzi o să și cântăm o piesă nouă de la Schizo. Alibaba. Alibaba. Alibaba, da, e o piesă despre generația nouă și cu generația nouă. E o chestie, o să înțeleagă cu și generația, da, cu zeamă. E o chestie foarte actuală, cumva, se vorbește și despre... O să vedeți, mai nu-mi place să explic muzica. Cine o înțelege bine, cine nu iară bine. Adică ia spune-i, bate vântul frunzele, să vedem dacă zice ceva. Samia? Bate vântul frunzele. Liniște, să facă ceva, liniște. Se face liniște. Ea e, cântă cu voi în casă? Da, non-stop vorbește. Nu prima înțeleg de piesă, ce aici nu vorbește niciodată. Nu pot să zic cum, nu era cu înjurături, dar era o piesă reghe, care a început să o cânte fără să-i zic eu. Și e de la Alborozi și... Reghe, adică... Da, știi ce vreau să te întreb? La tine, de aia care e piesa ta preferată din tot ce a făcut Schizo până acum? Mie îmi place foarte tare Underground, i. E o chestie așa, underground, zic, foarte da? Underground, care nu știu dacă ați văzut-o. Îmi place foarte, foarte tare Scheo, O singură noapte, deci el cu Cheo. Și Mut Munții îi place. Mi se pare genială și Mut Munții este criminală. Deci da. Un bărbat super tare, mai artist foarte tare. Îmi place tot ce scoate, oricum. Deci adică eu îl apreciez și îl înțeleg maxim, adică chiar intră acolo. Ce ar putea să zică? Nu, frate, nu. Asta e adevărul, chiar ești foarte talentat. Până la urmă, ai bărbatul în casă și dacă e ceva, oricum mă bate. Eu sper din toată inima să intre cât mai multă lume, de exemplu, acum pe YouTube, să caute Schizo Skills și să asculte toate producțiile tale și toate piesele tale, pentru că sunt foarte mișto. Și ai tu un timbru special, mie asta îmi place cel mai tare. Să rămână, da, nu știu, sunt foarte mai... Eu vreau să fiu mai mult decât un rapper, tot timpul am căutat să fie mai muzicală treaba, din cauza lui Michael, din nou, totul e din cauza lui Michael. Eu cumva fac un rap care nu neapărat e catalogat ca un rap, adică probabil rapperii care sunt foarte rapperi nu o să mă accepte niciodată cu adevărat și o să fiu foarte prea hip-hop pentru radio, înțelegi? Deci eu tot timpul am fost la mijloc, niciodată n-am fost să împac pe cineva. Eu de când am ieșit am fost, am avut o lumea mea, ca faci să zic așa. Ce-ți place ție și asta contează? Da, așa, doar ce mai faceți? Din păcate, din păcate doar ce-mi place mie. Copii mai faceți? Facem. Doamne vrem, ajută. Vrem. Se leagă greu la noi, nu știu de ce, așa s-a legat și cu Samia. S-a legat greu. Dacă n-a apărut. Cred că avem niște copii foarte... hotărâți, vor să apară într-o anumită perioadă. Vor să fie într-o zodia anume. Își aleg zodia. Zice, nu acum, tati, peste 13 luni. Am revenit cu toții în direct, oameni buni. Suntem din gașca lui Schizo Skills. A adus-o și pe Aura, coregrafa acestei găști foarte frumoase de copii care vor dansa pe piesa... Alibaba. Alibaba, Alibaba. Alibaba. Zi de copii ăștia. Deci, spune-mi, tu ai făcut coregrafia? Și toți copiii ăștia te-au ascultat pe tine și au făcut când la stânga, când la dreapta, exact cum ai vrut tu? Exact cum am vrut. Nu e exact ce... Acum am făcut ceva repede. Ei sunt mult mai tari decât tot ce apare aici și ce vedeți. Da, e o coreografie ceva pe Michael Jackson?
Așa am zis mie sau ce? Nu, mă întreb. Da, pe Michael Schizo. Pe Michael Schizo. Mi-a plăcut că și copiii sunt costumați cu haine de la tine și stai că am văzut tot felul de mesaje frumoase. Ia uite aici, dacă nu ajung la fix, mai așteaptă un pix. Bună, asta, asta mi-a plăcut mult de tot. Uneori trebuie să dai unfollow la oameni și în viața reală. Bravo, mă, Schizo, mă, bravo. Made, mă, asta e. Da, am citit eu, Made. Munca bate skill-ul. Bravo, mă, Schizo, bravo, foarte tare. Și niște copii foarte frumoși care acum vor dansa pe piesa Alibaba. Yes. Unde-i găsim pe ei? Lasă-mă să le arăt ceva celor de acasă, că mi s-a părut foarte tare. Toate aceste hanorace sunt făcute chiar de artistul Schizo Skills. Iar aici vreau să vă întreb pe voi, dacă vă aduceți aminte cei de acasă, dacă nu făceați fețe de om așa cu 6, 4, 3... Nu? E pentru generația veche. Generația veche, așa desenam noi la școală, o față 6, 4... Am luat 6, un 4 și un 3. Și un 3, da, mă? Bravo! Talentat! Oameni buni, ne vedem mâine la ora 3. Până atunci vă lăsăm cu acești copii foarte frumoși, pregătiți să danseze cu celebrul Schizo Skills. O seară frumoasă! Eu vreau numai aur, nu mai vreau medalii. Aur, 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 aur. Eu vreau numai aur, nu mai vreau medalii. Aur, aur. Hai, consor, som. Alibaba, zim, zim, Alibaba, 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 zim, zim, Alibaba, Aladdin, Alibaba, zim, 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 Alibaba, 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 zim, doar Alibaba. Eu vreau numai aur, vreau numai aur, nu mai vreau medalii, nu mai vreau medalii, îmi jur numai pupe cu rești, dar eu nu înțeleg că vreau doar banii. Eu vreau numai aur, vreau numai aur, nu mai vreau medalii, nu mai vreau medalii, eu sunt cât de negru, dar țara prelege un Gigi Becali, Gigi Becali. Ele, mini, mini, mau, mai nou și Mickey are flow. Tot ce gândește e atât de top. Viva America de Nord. Generația izmenelor. Codițe, fundițe, bentițe, color. Alien vs. Predator. Băieței fac coadă la coafor. Se bag cu bombe, pietre, zic acum că fac trap. Să fie doar în training, e important. Merg și în training la restaurant. Nici nu pui problema dacă au vreun vibe. Toți cât acum, deci că sunt vlogger. Să fii mediocru, e la modă. Cântă de zic că-s dansator. Nici în fotbal, nu mai sunt pasator. Eu vreau numai aur, nu mai vreau medalii. Eu sunt Al Pacino, dar țara vrea rege un Gigi Becali. Eu vreau numai aur, nu mai vreau medalii. Eu vreau numai aur. Eu vreau numai aur, vreau numai aur, nu mai vreau medalii, nu mai vreau medalii. Îmi jur numai pupe cu rești, dar eu nu înțeleg că vreau doar banii. Vreau numai banii. Eu vreau numai aur, vreau numai aur, nu mai vreau medalii, nu mai vreau medalii. Eu sunt cât de negru, dar țara vrea rege un Gigi Becali. Texosul. Alibaba, zim, zim, Alibaba, 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 zim, zim, Alibaba, Aladdin, Alibaba, zim, 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 Alibaba, 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 zim, doar Alibaba. Nu mai vreau medalii. Știți cum cântă Michael Jordan? Așa sunați voi. Eu vreau numai. Bă, știi cum cântă ăștia toți? La 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 la. Ăștia cântă gen. Ăștia cântă toți de zici că-s dansator.